Riesci să le scrii în cuvinte frumoase la o poezie ca dictat, pentru că a fost o grămadă de lucruri interesante despre gândirea sa transcendentă, dar nu poți să o formalizezi, pentru că îndrinsești un neata. Deci nu poți să spui că... Nu mai putem spune că o să căutăm sufletul. Cuvântul e interesant, ai spus dacă o căutăm în sensul... Deci vedeți că trebuie definită semantic fiecare cuvânt prepus și chestionat. Noi cum facem un grup ca centru, ca principiu? Fiecare scrie o pagină în fel de eseu pentru ce dorește și mai ne uităm și încercăm să-l ajutăm pe om. Dom'le, ia uite-te pe cele două pagini, trai toate cuvintele sau frațele care se par în plus. Toată vreme există mai ales când intri în poveste și ai sentimentul, încep să derivezi o grămadă de fraze și o faci acolo și încep să... Dar nu sunt nevoie toate. Și toată partea să-ți cenzurezi, tu să dai la o parte, dar să nu dai deoparte esența. Tu ești cel care ai scris-o, tu poți să o faci. Cel puțin cel din față, mentorul poate să te ghideze. După ce ai esențializat și din alea două pagini jumate de o idee au rămas jumătate pagină, păi ne uităm mai atent. Ia să vedem care sunt cuvintele care, dacă le scoți din textul ăla, ai pierdut semnificația. Tu poți să o faci, că tu știi care e semnificația. Tu știi ce e nu se comunici dincolo de o idee. Și vezi cuvântul ăla transformare sau cuvântul ăla are sensul ăla, tu uiți un pic în dicționar, cum m-a arătat Petrul ăla de dicționar. Ca să vezi aura semantică și în modul în care cuvântul ăsta are diferitele rădăcini în ansamblu de trăiri care dă înțelegerea. Și de-abia după aia, eventual, cu alea trei cuvinte care nu le poți scoate, îți dai seama care e esența. Și după care scrii lucrarea. Dar de așa ți-ai dat seama care e esența. Că altfel te duci în bătate cuvinte, în mintea ta sunt foarte clare, dar nu comunică pentru că e ceva foarte nou, care nu s-a standardizat astfel încât mai să declanșezi cu două cuvinte să știi despre ceva că ai învățat la școală. Deci, noutatea înseamnă că nimeni nu știe și e cel care emite. Putem să o recunoaștem. Putem să o simțim, să o recunoaștem. Ca trăire. Dar nu putem să spunem că e și corectă. Poate spune și o chimeră, că simte. Eu ce ca să fac discernere între chimeră și realitatea transcendentă sau intuiție, între imaginație și intuiție, trebuie un training. Și o perioadă de tranziție. Și poate aici vorbim de spațiul soluțiilor. Încă. În care avem nevoie de niște soluții care să ne faciliteze capacitatea fiecăruia dintre noi de a redeveni ființe suverane. Că, pe urmă, se întâmplă fenomenul natural de asociere și de absolut construcție. Pare foarte corect. Dar în acest moment suntem captivi diverselor lucruri și diverselor ochelari pe care îi purtăm. Suntem victime sau salvatori sau agresori în social, oricare din cele trei în noi, în dinamică. În momentul în care ieșim din triunghiul ăsta și iată, aici ai nevoie de soluții ca fiecare dintre noi să iasă din triunghi. Ai o soluție esențială pentru ajutor reciproc și nu pentru salvarea omenirii. Da. Da? Ca aici de poate. Că nu vrem un alt model politic ca să ieșim să creiem exact, să exact. Nu. Exact. Ca să ne ajutăm pentru a crea șansa nașterii acelui grup. Ca o societate de ființe suverane. Dar cineva face să ne antrenăm în această direcție? Un limbaj comun. Un limbaj comun al unor păreri sau entități diferite, prea diferite, care nu pot să comunice. Trebuie să definim, asta este soluția imediată. Crearea unui limbaj comun al unor entități sociale, individuale, care pot să comunice inteligibil. Se poate crea acest limbaj comun. Zgomote care nu sunt înțelese de ceilalți. Se poate crea acest limbaj comun fără să se treacă printr-o catastrofă? Cred că da, pentru că am acumulat atâta cunoaștere, încât putem accelera această creare a limbajului. Dar cred că merită să te gândim puțin mai serios la ce ai zis. Că cinstit vorbind, acum între noi, acela lăsând grima la o parte, trebuie să ne uităm pe noi înșine. Poate să fie o catastrofă personală. Nu, că bineînțeles că e catastrofă personală în contextul discutat. Dar trebuie să fie o catastrofă, pentru că înseamnă o reajă, apare a minții. Așa, ce e o catastrofă, pentru că o parte din tine se duce și îți dai seama că nu ești doar. Da, Florin, dă voie să aduc un exemplu plan personal. Mulți dintre noi, în acest moment, suntem focalizați pe ideea de a vindeca, de a regenera, de a curăța subconștientul nostru. Deci, cu alte cuvinte, de a evolua. Și consumăm cea mai mare parte a energiei pe această strădanie de vindecare.
nu este mai util, benefic, să ne considerăm în acest moment că suntem întregi și compleți și să ducem energia care o folosim în acest moment pentru vindecare în construcție, în co-creare conștientă? Fundamental. Și atunci, iată răspunsul. Adică n-am nevoie de catastrofă, am nevoie să schimb... Nu, iată-mă, cuvântul catastrofă, într-o catastrofă, din păcate, e cu tot altceva. Aici e tragedie. E o tragedie de fază. Tragedia de fază este un salt cuantic, brusc, neașteptat, nepreditibil. E o catastrofă. Catastrofă este în sensul tranziției de la apă la gheață. E o catastrofă. Da. O discontinuitate principială în aceea legătură cu o catastrofă. Și o catastrofă, că în principiu, întrebarea noastră, de exemplu, la sport, apropo de biomecanică, și apropo de fiind de asta, în preună cu pierde și de vin, asta încercam să facem, de exemplu, o metodă matematică de identificare și aveam instrumente necesare, dar am dus proiectul până la capăt, că, din păcate, așa a fost situația. Am avut 2 ani în contract cu el, în ideea de a identifica întrebarea următoare. Un sportiv de performanță care are șansa să intre în olimpiadă, să ia o medalie de olimpic, e foarte important să dai seama, pentru că prețul pe om la antrenament poate să fie foarte scump. O medalie poate să coste și 1,5 milioane de euro în trainingul lui pentru a lua o medalie. Deci e o problemă importantă inclusiv financiară. Nu e problema. Poți să identific dacă omul respectiv are abilitatea de a putea atinge performanța respectivă. Și atunci ne-am pus problema următoare. Bun, el tot face antrenamentul. Întrebarea este, e o catastrofă în transformarea lui sau este pur și simplu o simplă formare de stereotipuri dinamice care îl face să fie automat. Adică, cu alte cuvinte, în urma antrenamentului există momente de relație în care structura lui mentală reformulează modul de control al organismului uman astfel încât devine mai simplă conducerea și în loc de 6 parametri de control are mai 4. Că atunci este o transformare calitativă și nu cantitativă, prin efort. Și unii pas o facem. Am făcut o metodă, că e o metodă matematică de determinare din orice măsurătoare concretă pe un sistem, poate să fie ușa de la intrare, după cum se deschide într-o instituție, să-mi dau seama de numărul de grade de libertate ale modelului echivalent. Foarte important. Deci numărul de grade de libertate înseamnă că sistemul echivalent are 4. Și modelare cu ecuații cu patru ecuații diferențiale care a ști că e 4 și mă uit în draftul de 4 și văd ce modele am pe acolo. Nu 7, nu 9. Și e foarte important să știi că sunt 4 când ai niciodată a priori pe un sistem așa de complex. Că nu știu cum modelam, ce model inițial. La molecule și la atom și la fizica clasică am o grămadă de modele, ne batem modele. Dar la biologii, cum face el de devine primul model? N-am niciun model, poate să spună oricine care modele, că n-are modele. Și atunci, automat, important, dacă aș face un model în sensul matematic clasic, l-am handicapat pe ăla, pentru că ăla trebuie să-și valorifice intuiția lui de sportiv, să facă performanță dincolo de modelul meu. Dar există și varianta să-mi dau seama care e complexitatea lui ca fenomen și educația face un salt de catastrofă sau nu, apropo de asta. Și era foarte important. Și încă rămâne important, încă rămâne foarte important. Dar nu reușesc să spun că s-a masa critică de studiu, dar avem 200 de teme, care sunt deja eliberate, dar avem încă studenții să le dăm la master. Sau la studia la doctorat, o temă de genul ăsta. Că nu avem. Iar de plătit, nu putem plăti că n-avem bani să plătim pe cineva pentru așa ceva. Pe institutul de cercetări ne comandă toată nimica, pentru că se întâlnă prea mare, prea bază să fie. Să ne ducem pe intenția că se va putea. De acord. Sunt buni și n-au timp. Da, deci, în orice caz, ideea de bază este, haideți să încercăm asta, dacă facem o convenție între noi aici, dacă până, să zicem, miercuri, de azi, dacă până joi, nu primim niște reacții de-a noastră să continuăm într-o formă, adică să ne provocăm, să mergem pe o direcție oarecare, vom găsi altă temă. Dacă vă interesează să dezbatem, să adâncim și să nuanțăm, avem adresa centrului, avem adresa lui Cotizo, Complexity Ro, pe pagina Facebook a centrului nostru, puneți tema, puteți ține materialul, să ne putem mișca împreună? Nu putem să decidem acum? Nu putem, că nu vreau să fie o decizie de tipul, cum să spun, iarăși, nu se poate face prin fie, acum faceți așa. Dacă nu se creează emergența de care discutăm ca grupul să dorească, nu sunt întâlnit. Bine la spectator. Și ne-am ca să dorească spectator. Dar întrebări putem pune? O, evident. Atunci, cum recunoaștem soluția asta propusă de această empty wisdom energy, dacă ea sună paradoxal pentru ceilalți? Este o întrebare foarte pertinentă, dar nu putem să
formim a priori, ci trebuie să trăim puțin ce vrea să spună. Din păcate, noi nu prea avem experiență, o catalogăm și o vedem tot din afară și ne frică să intrăm în grup. Că cine știe ce o fi, am păzit-o cu știința complexității, că e matematică, matematică, și că suntem o sectă ceva. Deci, cu atât de societatea, într-un fel sau altul, are cu totul altă imagine. Problema este tu ca persoană. O simți ca nevoie sau nu? Nu cum mă sunt eu văzut de societate dacă aș face chestia asta. Deci, deocamdată este formarea grupului. Grupul trebuie să creadă în idee. Deci, trebuie să chestioneze ideea decât însă pozitiv. Ia să ne nuanțăm, să vedem, dar nu la nivelul, dar ce o să zică, sau cum este, sau cum o să recunoaște, sau dacă o să recunoaște, dar nu a tot într-un greșit, știu eu. Avem avantajul că suntem mai mulți și suntem referențiale fiecare, că suntem complementari și, cum să spun, nu intră toți de dată în depresie și nici nu o trata toți deodată. Adică, măcar unul, ne mai lucim și ne mai echilibrăm. Asta înseamnă, de fapt, un colectiv real care e autentic și nu este mânat de o lege de a obține niște titluri sau fim acuați omul din lui primul locul. Ce vorbești? Atunci ar fi distorsionată. Dacă pornim cu un obiectiv premiu Nobel sau să facem nu știu ce, mâine să facem școala românească de complexitate, este o deformare, că nu asta e poanta. Întâi trebuie să ne cunoaștem, se numește cunoaștere, recunoaștere și asumare. Deocamdată cunoașteți că există, să zicem, o unealtă în știința complexității. Că ar trebui să o recunoașteți în valoare făcând-o, trăind-o și materializând-o, formală, de acolo. O experiență, o trăire, după ce ați recunoscut-o care are valoare, deci ați internațional, trebuie să vă alegeți. Mergeți mai departe, nu. Vă asumați frumos sau nu. Dar cum să asum ceva că n-am verificat mai așa de principiu că te-a dat cineva de... Aia e manipulare. De-aia n-am făcut niciodată, niciodată n-am făcut, puteam să fac 15 școli. Aveam puterea să fac persoanțiune de genul suficient să fac 15, nu, am vrut, mă aștept până când societatea se trezește. Și-și asuma. Cred că e momentul esențial în a decide, a evolua cafeneaua într-un grup de discuții vii față de vechea modalitate de a se desfășura prezentări. Dacă vă ceți aminte și mă uitați pe internet, că în fiecare an, am spus, fiecare de 3 ani spun asta, scopul întâlnirii este ăsta. Să se creeze un moment în care Cristian Andreescu zice, eu sunt ăla, în jurul mă veniți. Și el a zis asta și a scris. Dar nu i-a venit nimeni pe lângă. Deși vorbește excepțional și ce a scris acolo este extrem de important. Sănătatea poate să-i tipărească cărți, dar noi nu putem să tipărim unul altul, să-i mișcăm cărțile lui, că să-l analizăm. Deși ele sunt pe internet. Deci, cu alte cuvinte, ca să se poată naște, noi am oferit foarte multe teme. Sunt semințe pentru zeci de teme. Numai că trebuie să fie unul care să-și asume. Eu nu pot să dorm până nu rezolv problema asta. Ăla devine factorul coagulant în jurul căruia se mișcă restul. Altfel devine sarcina servicii. Că e interesantă, că e cel de sub complexă, e chestie mai inedită, că acasă stau singur, pe mine vin aici, aia nu-i motivație. Nu vine cu energia inimii în acțiune. Aici sarcina servicii. Sarcina servicii nu duce mai departe. Duce 2-3 săptămâni, am verificat, experimentat, ani, 30 de ani de muncă în sensul ăsta. Duce două perioade de până când ajunge la mintea voastră, a, fi mai interesat aplicat în nu știu ce problemă industrială și pleacă la NASA. E mai pragmat chimiață, mă folosească, că n-am răbdare să înțeleagă, să creeze că scopul este altul, să înțelegem împreună și împreună să creăm ceva prin înțelegere comună. Pe ce înseamnă înțelegere comună dacă nu avem încă... Comunul. Comunul, da. Eu mai aveam niște propuneri de la călăriare, dacă mai aveți timp și răbdare. Una s-ar putea să aibă legătură și cu Sandra, că mi-a trimis link-ul pe primuleț. Una dintre idei, de fapt nici măcar nu idee, derivatul, gândind, mă căutând diverse cuvinte legate de tema la un moment dat, acum mai bine de un an, am dat și de chestia asta și cumva făcând analogia cu modul în care se conduce proiectele open source. Încercând să înțeleg care sunt mecanismele prin care un grup de oameni poate fi condus sau se poate fi direcționat, să spunem mai corect spus, am realizat că un astfel de exemplu este modul în care sunt create proiectele open source, proiectele software open source. Un proiect open source, pentru cei care nu au prea mult contact cu industria software, presupune ideea că cineva vine cu o propunere și spune, hai să facem chestia aia. Alți, câțiva, mai mult sau mai puțin, din întreaga lume care sunt conectați online și sunt în temă cu subiectul,
susțin proiectul și se implică fiecare acolo unde și când și cum poate. Asumându-și părți din proiect și derulându-le pe fiecare parte. Unele dintre aceste proiecte open source au sute sau chiar mii de contributori. Deci au, practic, comunități mari. Unele sunt mici, de una, două, cinci, șapte, zece persoane. În funcție de interes. Dar interesant este că nu am pretenția că am făcut analiză exhaustivă, dar mi s-a părut interesant asta. Faptul că de obicei există un GMN, unul sau un grup mic care practic vine cu inițiativa. Doi, faptul că există un set de reguli de colaborare, dar nu este foarte coercitiv, în general este destul de relaxat. Trei, rezultatul acestei colaborări, în marea majoritate a cazurilor și în sensul real de open source, este oferit apoi gratuit întregii lumi. Exemplu, Linux, Mozilla, DMX și așa mai departe. Da? Deci sunt o multitudine de Android-ul, mă rog, să zicem și el într-o anumită măsură, sunt rezultatele unor proiecte open source. Poate Linux-ul nu era prea open source la început, dar a fost lăsat deschis și atunci fiecare a putut să îmbunătățească și cumva au mers pe ideea asta a pălăriei vers foarte mult, care aveau în perspectivă pălăria galbenă, apropo de unde vor să ajungă și ce vor să creeze, și pe măsură ce lucrurile evoluau, contributorii și asumau părți sau veneau cu idei noi, hai să facem și chestia aia la softul nostru, pentru că ar aduce valoare în felul ăsta. Bineînțeles că există Wikipedia, da? Cel mai... cine își putea închipui că Britanica, e un exemplu consacrat, da? Că Britanica, celebra enciclopedie Britanica, care se dea cu 2500 de euro un set de cărți, va fi înfrântă de o enciclopedie care se dă gratis. Nu? E absurd. Păi aia e o bandine, că vând cu 2500 de euro bucată. Și uite că Britanica acum are și ea să cam dă aproape gratuit, nu știu cum au apărut de tot felul de... Dar, practic, a pierdut jocul în fața Wikipedia. Exact pentru că open source a reușit să arate că se poate. Și că e un exemplu... Și cred că e o problemă foarte serioasă de dezvoltare personală. Pentru că ne uităm treaba asta. În asemenea proiecte, ai două tipuri de beneficii. Unul care ar fi, dacă te-ai angajat la o firmă echivalentă, atunci ai stat în servicii, ești rob acolo, și trebuie să